Începând de astăzi, 20 august, sediul Complexului Energetic Hunedoara a fost stabilit oficial la Petroșani. Directorul general al entității energetice și-a intrat în rol și deja a trasat câteva obiective ce trebuie îndeplinite. Complexul Hunedoara funcționează de la 1 august în totalitatea lui, cu partea contabilă, cu partea de resurse umane și așa mai departe. Am avut o scurtă perioadă de concediu și de astăzi sunt la un nou loc de muncă. Ce înseamnă asta pentru noi cei dispareși? Înseamnă că am respectat ceea ce am promis atunci când am preluat această funcție. Am reușit să facem fuziunea în graficul stabilit. Am intrat, cred eu, într-o normalitate. Chiar în această dimineață am avut o ședință cu directorul de mine. Încercăm să gândim reducerea cheltuielor, în acest moment, a cheltuielor materiale în principal, să vedem unde putem interveni pe perioadă foarte scurtă, să le redimensionăm. Tot de astăzi începem să lucrăm la caietul de sarcini pentru investițiile necesare minelor din Valea Jiului, e vorba de cei 60 de milioane de euro pe care am discutat în China. Pregătim caietul de sarcini ca să facem această achiziție. Caietul de sarcini pentru achiziția legată de termenizare și de sulfurare de la termocentrala Mintia a fost publicat pe SEA. În această după masă mă voi întâlni deja cu delegația din China care a venit cu forțele stabilite în luna mai în China să demarăm și această investiție. Eu sunt convins că până la sfârșitul anului pe partea energetică vom lucra la investiție. Deci eu cred că lucruri bune. Reducerea de cheltuieli înseamnă și reducerea costurilor pentru producerea gigacaloriei. Odată realizată fuziunea dintre complex și minele viabile, s-a format o entitate unitară, nemai fiind mineri și energeticieni. Eu fac o analiză plecând de la prețul pe megawatt, care preț pe megawatt este dat în proporție de 70%, 75% de prețul gigacaloriei. Aici trebuie să intervenim, să reducem prețul gigacaloriei pentru a fi competitivi pe piață, deși în acel moment nu putem fi competitivi pe piața de energie, dar trebuie să reducem cât mai mult cheltuielile pentru a ne apropia de acel preț de 40 de euro, care este prețul media prețului european în acest moment. Asta înseamnă că minerii vor vinde mai ieftin cărbune? Minerii nu mai vând cărbune. Nu, minerii îl produc. Deci este un produs intern, nu se mai facturează cărbunele. Noi îl producem, nu mai există în acest moment mineri și energeticieni. Există doar complexul energetic Hunedoara, este o producție internă. Noi scoatem cărbune, le ducem la termocentrală, la Păroșeni și la Mintia și pe lucrăm. În ceea ce privește reducerea cheltuielilor, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara spune că angajații nu vor fi afectați din punct de vedere financiar. Aceștia nu vor resimți reducerile pe fluturașul de salariu. În cursul zilei de astăzi, o delegație din Republica Populară Chineză a sosit în județul Hunedoara, mai exact la termocentrala Mintia. Aceștia au în vedere realizarea unor investiții de sute de milioane de euro pentru retehnologizarea grupului energetic. Astăzi mă întâlnesc cu chinezii pentru partea energetică. Este vorba de Compania Națională de Electricitate a Chinei. Cei care doresc să facă desfășurarea și retehnologizarea grupului 4 de la termocentrala Mintia. Conform legii, anunțul pe SEA trebuie să stea publicat până în 26 septembrie. Până la acea dată pot să-și manifeste și alții interesul de a investi. Pot să consulte caietul de sarcini. Deocamdată singurii care concret mi-au dat semn că vor să o facă sunt aceste companii chineze. Este vorba de investiții de 220 de milioane de euro cu credit furnizor. Deci ei ne-au dat bani, vor face investiția și ne returnăm această sumă în 20 de ani. Investițiile de la termocentrala Mintia se realizează pe baza unui parteneriat româno-chinez, însă reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara au în vedere și o viitoare colaborare cu partea asiatică. Nu vorbim de acționariat, vorbim doar de o investiție care fac ei cu credit furnizor. Pentru că exista la un moment dat ideea aceasta de a căuta parteneri care să investească într-un sunt două lucruri în paralel la care lucrăm. Este și programul de privatizare pe care noi încercăm să-l pregătim pentru anul viitor. Le-am oferit părți chineze ca variante.
să returnăm împrumutul cu energie sau să le oferim acțiuni din cadrul complexului, este sunt discuții de viitor. Deocamdată, noi trebuie să o rezolvăm neapărat în sfârșitul unei parte de investiții la Mintia, pentru că dacă nu rezolvăm de sulfurare, vom avea problemele de mediu care le știți. Ne funcționăm cu Mintia, nu putem funcționa și cu partea mea. Deci, asta este prioritatea zero pentru noi să pornim investiția la Mintia. Delegația chineză se va afla la Mintia pentru 5 zile, timp în care aici vor avea loc mai multe runde de discuții. Este pentru a doua oară când asiaticii vin cu proiecte concrete pentru retehnologizarea termocentralei Mintia. 2-1 la Petroșani. Consilierii locali de la Petroșani vor trebui să aprobe în cadrul ședinței de luna aceasta unificarea a două servicii. Este vorba de serviciul de salubrizare și cel de dezăpezire. Dacă proiectul se va aproba, urmează a fi realizat un nou studiu pentru această formulă. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna august anului curent, consilierii vor avea în față un proiect de hotărâre prin care li se solicită aprobarea unui studiu de fundamentare care să lege cele două servicii, respectiv activitățile de măturat, stropit, spălat și întreținerea căilor publice și totodată delegarea gestiunii serviciului de dezăpezire din municipiul Petroșani. De fapt, se abrogă două hotărâri de Consiliu anterioare, urmând să se facă un nou studiu de fundamentare care să lege cele două servicii, considerându-se că, de fapt, ele sunt chiar complementare și astfel operatorul care ar prelua cele două servicii ar avea o continuitate, să zicem așa, în activitatea sa. Fie că este primăvară, vară, toamnă, iarnă. După îndeplinirea tuturor pașilor necesari, urmează întocmirea unui studiu și scoaterea la licitație a proiectului. După urmează procedurile specifice. O să se facă acest studiu va stabili cam care este valoarea, se va face o licitație publică, se va vedea care va fi operatorul care va câștiga și el va prelua activitățile specificate în respectivul contract. În urma acestui proiect, atât de serviciile de salubrizare cât și de cele de dezăpezire se va ocupa un singur operator. 1 septembrie, prima zi de lucru pentru City Managerul de la Petrila. Noul administrator public al orașului Petrila, Ciprian Preda, va începe activitatea în prima zi a lunii septembrie. În urma probelor care au avut loc la jumătatea lunii august, acesta a promovat examenul, fiind numit astfel City Manager al orașului Petrila. Cu data din 1 septembrie va începe cel care a câștigat concursul, va începe activitatea în calitate de administrator public. Ciprian Preda a obținut 97 de puncte din 100 la proba scrisă, iar la interviu acesta a fost notat cu 95 de puncte. Rezultatul final a fost de 96 de puncte, acesta fiind declarat admis. De precizat este faptul că Ciprian Preda a fost singurul candidat pentru postul de City Manager, asta după ce și fostul administrator public, Dorin Curtean, și-a depus dosarul, însă a fost declarat respins. Bătrâne și uitate de proprietari. Nu este vorba de mame sau bunici sau de alte persoane, ci de autoturismele care au fost abandonate pe domeniul public din municipiul Petroșani. 26 de autoturisme zac de perioade îndelungate fie prin parcări, fie prin anumite zone ale municipiului, fără să fie mișcate de cei care odată le-au condus. Anul acesta au fost verificate 26 de autovehicule abandonate pe domeniul public la solicitarea cetățenilor sau a Serviciului de Administrare a Domeniului Public și Privat. Din acestea, 12 au parcurs întreaga procedură, pentru că este vorba de o procedură laborioasă de identificare, de somare a celor care sunt proprietarii acestor autovehicule și au fost ridicate de proprietari de pe domeniul public. Celelalte 14 sunt încă în interiorul procedurii. În cazul în care proprietarii nu sunt identificați, bătrânele vor fi ridicate de pe domeniul public și valorificate de municipalitate. Este etapa care urmează, dar exact cum v-am spus, până în acest moment cei care le dețin le-au ridicat ei de pe domeniul public pentru a nu fi preluate de administrația publică locală. În tot acest timp în care zeci de autoturisme zac în parcări și ocupă locurile fără folos, municipalitatea încearcă să crească numărul locurilor de parcare. În acest moment, pe raza municipiului Petroșan sunt în lucru 3 parcări cu un număr de 40 de locuri. Nu se știe în acest moment dacă se va continua amenajarea de parcări, întrucât bugetul local are unele dificultăți financiare. Proprietarii acestor autoturisme sunt rugați să le mute de pe domeniul public. În caz contrar, după mai multe somații, aceștia vor rămâne fără aceste bunuri.
Mâine, 21 august, începe turneul național de șah. Iubitorii sportului minții își vor da întâlnire la Petroșan pe parcursul a 4 zile, unde se va disputa cea de-a 4-a ediție a turneului național Open Șah Petroșani. Mâine începe la Petroșani cea mai mare sărbătoare a șahului din Valea Jiului, de anul acesta. Iată, a ajuns la ediția a 4-a, este turneul de șah Open Șah Petroșan cu acoperire națională. Din discuțiile mele avute cu Gicu Scurhan, participarea va fi cea mai numeroasă de până acum. Se anunță peste 100 de participanți la copii și o participare foarte numeroasă și la cei mari. Începe turneul celor mari, seniorilor, începe mâine dimineață la ora 10. Copiii sunt așteptați la ora 16 mâine după amiază pentru primele runde. Sunt anunțați participanți șahiști din cele mai importante centre șahiste din România, din Timișoara, București, Arad. Timișoara este clubul care a dat în ultimii ani campionii naționali la seniori și la femei și la feminin și la masculin. Va fi o participare foarte serioasă, dar iubitorii șahului din Valea Jiului trebuie să știe că acest turneu se adresează tuturor practicanților de șah, indiferent chiar și începătorilor. Anul acesta aduce și o noutate în rândul șahiștilor. Este vorba de o surpriză oferită juniorilor care practică sportul minții. Turneul vedetă va fi turneul preșcolarilor. Este o premieră, din câte știu eu, să fie o secțiune destinată exclusiv preșcolarilor. Dar copiii au mai multe secțiuni. Începătorii, chiar și începătorii sunt împărțiți în două categorii, mai avansați și mai începători. Deputanții, tot așa împărțiți în două categorii. Mai sunt categorii de concurs destinate celor care au un coeficient pentru copii, de la 7 la 12 ani. Deci trebuie să înțelegeți, stimați telespectatori ai postului TV Parâncă, acest turneu se adresează tuturor, orice copil, cât de începător este sau cât de avansat, aici își găsește o secțiune la care să poată participa. Sâmbătă se vor afla numele celor mai buni șahiști din Valea Jiului, dar și din țară. Sâmbătă va fi premierea, sâmbătă undeva în jurul prânzului și să știți că este o ediție deosebită, o ediție specială și din punct de vedere al premiilor. Sunt foarte multe medalii puse în joc, foarte multe cupe și merită să încercați că există o șansă pentru fiecare. Competiția de la Petroșan găzduiește în 4 zile 9 runde în sistem elvețian și 7 runde în sistem elvețian pentru turneul principal de ELO. Competițiile se desfășoară miercuri, joi, vineri și sâmbătă, în ultima zi fiind și festivitatea de premiere.